Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, din nou la emisiunea Prin lumea globalizată. Bun venit doamnei Gabriela Ioniță. Bine l-am găsit. Sunt de fiecare dată încântat de prezența noastră în studio și mai este de adus în atenția telespectatorilor și faptul că, deși am făcut o promisiune emisiunea trecută, că vom vorbi despre noua generație de lideri, trebuie să renunțăm pe moment la acest subiect și să discutăm un pic despre liderii politici și abordările lor emoționale. Ne-am hotărât să schimbăm subiectul emisiunii, rămânând în zona leadership-ului, pornind de la faptul că noi constatăm în fiecare zi că, așteptând rațiune din partea liderilor și mai puțină emoție, unele dintre deciziile politice sau din aranjamentele politice tind să fie luate sub imperiul emoțiilor și mai puțin sub imperiul rațiunii. Poate că este dat și de aparatul pe care îl au la dispoziție marii sau liderii politici ai lumii, mari lideri politici ai lumii, dar poate că este dat și de faptul că unii dintre ei, cum este președintele Trump, nici nu are aparatul complet, dar se pare că unii dintre ei acționează emoțional și pentru că vor, au puterea să decidă ce este bine pentru națiunea lor. Și aici, cu siguranță, putem discuta și despre președintele Trump, putem discuta și despre președintele Erdogan, care are libertatea de a se manifesta și o să discutăm ce atitudine a mai avut Turcia în ultimul timp. Și aș dori să revenim și la președintele Dodon, pentru că mie mi se pare că a avut câteva reacții emoționale vis-a-vis de Curtea Constituțională și de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană în relația cu Moldova. Până să o provoc pe doamna Ioniță, că am făcut convenția că vom discuta cele patru personalități sau cei patru lideri politici, aș vrea să spun că întotdeauna de la lider se așteaptă patru lucruri importante în opinia mea. Primul lucru este să aibă idei noi, pentru că lumea este într-o continuă transformare și ai nevoie de idei pentru a găsi soluții la ceea ce nu merge așa cum trebuie în lume. Al doilea lucru care mi se pare important este consecvență. Și aici o să analizăm cazul președintelui Trump, care este cât se poate de inconsecvent în abordările politice. Astăzi devine prieten cu cineva sau se manifestă sau îl descrie ca fiind fantastic, nemaipomenit, cel mai bun prieten, avem o relație extraordinar de bună, ca mâine să spună nu, dole, nu este adevărat, persoana respectivă sau țara respectivă este cum este. Al treilea lucru care mi se pare important este curajul. Și aici noi tot am discutat despre politica lui corect. Se pare că la unii dintre lideri se manifestă un curaj al inconștienței. Adică să ai curajul, și o să vedem ce a subliniat președintele Dodon spunând, este bine că Uniunea Europeană nu ne mai acordă ajutorul de dezvoltare, acele granduri de 100 de milioane, pentru că vom avea posibilitatea să demonstrăm cetățenilor că drumul nu este cel bun. Mi se pare așa un curaj suicidal, pentru că o parte din populație susține Europa. Deci este al treilea. Și al patrulea și ultimul, ca să dau posibilitatea doamnei Ioniță să expună opiniile cu privire la comportamentul acestor personalități, este vorba de echipă. Mie mi se pare că avem trei tipologii. O tipologie este a președintelui Trump și președintelui Dodon. Comparațiile sunt la distanță mare, dar trebuie făcute. Echipe incomplete sau echipe personalizate. La președintele Americii nu avem încă o echipă completă, dar se pare că achizițiile sunt făcute pe tipul de personalitate, adică cine îl place pe președinte, cine nu îl place, poate să plece. Același lucru este la președintele Dodon. A doua, discutăm despre ceea ce înseamnă echipe impuse și putem discuta aici de președintele Erdogan, care își stabilește foarte clar cine este parte din echipă, pentru că trebuie să aibă aceleași atitudini. Și cred că putem discuta despre un alt tip de echipă, care este a președintelui Trump, care mie mi se pare că este extrem de rațională. Președintele Putin acționează, în opinia mea, în perspectiva îndelungată, deci planuri pentru termen lung, și nici de cum n-am văzut la președintele Putin emoții. Chiar dacă l-am văzut la parada de la 9 mai, singur, nu, și părea trist, nu, în opinia mea, nu este un președinte emoțional. Poate că și educația de care a beneficiat a făcut treaba asta. Introducerea a fost lungă, o provoc pe doamna Gabriela Ioniță să abordăm aleatoriu, cum doriți dumneavoastră, oricare dintre președinți, dar cu atitudinile și acțiunile în acest interval de timp și cu efectele lor. Propun să începem cu domnul președinte Dodon, fiind mai aproape de noi și că probabil și mulți dintre telespectatorii noștri sunt mai interesați de ce se întâmplă alături de noi. Domnul Dodon
Eu cred că domnia sa încearcă să forțeze alegerile anticipate, tocmai pentru că, așa cum spuneam, e un om destul de singur pe scena politică de la Chișinău și atunci speră ca lucrurile să se îmbunătățească cumva în folosul domniei sale. Sincer, cred că, așa cum ați spus, e un demers, nu suicidal, dar e un demers riscant, pentru că a spune cu atâta emfază și cu atâta satisfacție că refuzi ajutorul Uniunii Europene în condițiile în care, nu mă refer aici la orașele din Republica Moldova care o duc mai bine din punct de vedere economic, ci mă refer la Republica Moldova, cea de acasă, cea cum numim noi profundă, care chiar are nevoie de fondurile europene, are nevoie de investiții și mulți dintre cei de acolo, din satele din Republica Moldova, au copii, au nepoți care lucrează în străinătate și care chiar așteaptă un semn bun și sunt deschiși spre Uniunea Europeană. În a doilea rând, domnia sa continuă să-și pună în aplicare agenda. Am văzut că e foarte fericit că scapă de românii de la Curtea Constituțională. În mod evident, asta n-ar trebui să surprindă pe nimeni. Cert este, v-am spus, domnul Dodon riscă și părerea mea este că nu riscă bine. Aș vrea să vă completez ca să fie un dialog. Totalmente de acord cu dumneavoastră și aș vrea să vă susțin cu câteva argumente legate de fondurile europene, de ajutor, de granturile europene nerambursabile. N-aș vrea să dau niște cifre exacte, dar am făcut niște simulări, să spunem, și m-am uitat că reprezintă 100 de milioane pentru Moldova, poate reprezenta a treia parte, dacă nu greșesc, din bugetul apărării, a cincea parte din bugetul sănătății. Adică nu poți să spui atât de simplu, renunț la 100 de milioane. Mai mult m-am uitat că majoritatea, sau invers, încerc să formulez încă o dată, în jur de 500 de milioane de euro sunt bani care intră în bugetul Republicii Moldova din vari fonduri, că vin de la Banca Mondială, că vin de la Banca Europeană de Dezvoltare, că vin de la, nu mai știu, USAID din America, adică este o sumă destul de mare când discutăm de 500 de milioane de euro. Să spui unui partener care în ultimii 10 ani de zile, n-aș vrea să greșesc, dar cred că în ultimii 10 ani de zile s-a situat undeva la 700-800 de milioane. 700-800 de milioane sunt reprezentativ. Și ceea ce mi se pare deranjant, să spunem, este faptul că a expus o emoție politică fără să gândească o emoție a locului în care s-au investit. Pentru că majoritatea fondurilor primite la Moldova Empire s-au dus în două mari zone, sau două zone importante, sănătatea și educația. Majoritatea fondurilor au fost utilizate pentru dezvoltarea grădinițelor și a școlilor sau pentru modernizarea spitalelor. Nu poți să-mi spui că ești un adevărat moldovean, că ții la moldoveni, că le dorești un drum bun și tu să faci asemenea afirmații. Nu mă interesează. Chiar mă bucur că îmi consolidați ideea și, doi, îmi dați posibilitatea să declanșez alegeri anticipate. Al doilea lucru, și aici vă provoc un pic mai mult, este dat de Curtea Constituțională. V-aș ruga să vorbim un pic despre ea, pentru că mie mi se pare că domnul președinte Dodon are un război cu Curtea, nu dat de românii, care, sau cetățenii cu dublă cetățenie, nu, membrii cu dublă cetățenie, care, vezi, Doamne, ar acționa la Curtea Constituțională împotriva intereselor Moldovei. Pentru că domnul președinte a avut reacția, sau n-a avut reacția, și v-aș ruga să abordați un pic, atunci când Curtea a hotărât că statutul de neutralitate al Moldovei este de iure, dar de fapt factul nu există. Pentru că nu poți să spui că dacă în Constituție spune că nu accepti trupe străine pe teritoriul tău, dar tu de facto ai prezența trupelor ruse pe teritoriul Transnistriei, care este parte integrantă din Moldova, iar președinte n-a avut nicio reacție. Chiar a lăsat-o așa, s-a dus la defilarea de la 9 mai. Vedeți, v-aș ruga să intrați un pic în aceasta. Da, în privința Curții Constituționale, e clar că domnul Dodon și reglează niște conturi referitoare, mai ales la ultimele decizii date de Curtea Constituțională privind ilegalitatea trupelor din Transnistria, privind dreptul Republicii Moldova de a-și construi propriile alianțe, respectiv o posibilă alianță cu Organizația Atlanticului de Nord. În același timp, vreau să remarc un alt fapt.
Ar fi fost de înțeles dacă domnul Dodon ar fi venit după celebra paradă de la 1 mai și întrevederea cu Vladimir Putin să zică mulțumesc că Europa nu am nevoie de acești 100 de milioane, că uite-mi dă Rusia 200. Cu siguranță Rusia nu e în momentul acesta dispusă, nu, chiar nu cred că are și posibilitatea să mai acorde ajutoare așa pe ochi frumoși. În a doilea rând, emoțional așa cum îl știm, sigur domnul Dodon când ar fi pășit pe aeroport la Chișinău, probabil ăsta ar fi fost primul lucru pe care l-ar fi spus în semn de a se preamări pe sine în primul rând. Nu s-a întâmplat așa, deci e cu atât mai mult un punct în minus. Va juca, pentru că nu știu dacă o să mai revenim la domnul Dodon, va juca să încercați să ne-l descrieți pe domnul Dodon. Seamănă, este un președinte emoțional, cum este, cum l-am caracterizat și o să-l descrie mai mult pe președintele Trump, sau îl vedeți o persoană rațională și care în jocurile pe care le întreprinde gândește într-un mod rece, estic, chiar dacă se va produce suferință, mai puțin contează suferința de moment pentru ceea ce înseamnă planurile mele de viitor? Domnul Dodon cred că e un sangvin, e un amestec între acea răceală, acel flegmatism a celor care calculează rece, cu accente din când în când, mai ales când interesele sale sunt profund afectate, cu ieșiri personal. Domnul Dodon e un lider șters. Domnia sa compensează alte calități de bază cu ieșiri spectaculoase, cu declarații senzaționale. Părerea mea. De acord cu dumneavoastră, întrebarea este așa un fel de întrebare retorică. Bun, dacă el este un lider destul de șters, este atât de naiv încât să creadă că dacă se vor declanșa alegeri anticipate, Partidul Socialiștilor o să câștige, adică toți ceilalți actori, domnul Plahotniuc și alte, haide să spunem, partide care sunt cu o mai mică prezență, unele echilibrează a domnului, cred că Lupu, dacă nu greșesc, da? N-aș vrea să greșesc, dar e naiv, adică nu știe ce se întâmplă în politica din Moldova, visează că vor câștiga socialiștii? Nu cred că este naiv. Dimpotrivă, s-a vorbit și încă se vorbește foarte mult la Chișinău că domnia sa, de fapt, ar fi contrapartida estică a domnului Plahotniuc. Adică și că, un, de fapt, un estic, mai estic. Da, sunt două centre de putere care își împart așa domnul Plahotniuc pentru a da bine în fața comunității internaționale, afișează și o alură mai provestică, dar în fond sunt aceeași mărie, dar cu altă, cu două părării diferite, cam așa. Da, vedeți, noi analizăm așa și cu emoție și cu rațiune, dar un asemenea comportament, în opinia mea, este în defavoarea Republicii Moldova, cetățenilor, și este și în defavoarea României. Comportamentul domnului Dodon, această atitudine anti-europeană, în opinia mea ar trebui să fie, să și-l asume și România și să-și asume într-o măsură și Uniunea Europeană. În opinia mea și România și Uniunea Europeană au făcut două greșeli care mie mi se par condamnabile, să spunem. Primul lucru, eu cred că strategia și României și Uniunea Europeană este una reactivă, adică să acționeze domnul Dodon sau să acționeze Moldova sau să acționeze Rusia și apoi reacționăm noi, ceea ce mi se pare destul de periculos. Și când spun reactiv, este inclusiv în comunicare. S-a comunicat foarte puțin unde s-au dus banii Uniunii Europene. S-a comunicat foarte puțin și în Europa, s-a comunicat foarte puțin și în Republica Moldova. Și al doilea lucru care mie mi se pare destul de periculos este condiționarea. Eu sunt totalmente de acord că nu poți să susții, eu știu, guvernul cu fonduri nerambursabile atunci când nu vezi că se produc reforme. Dar câteodată ar trebui să fii atent la ceea ce înseamnă experiența reformelor. Adică nu este ușor să faci reforme în Republica Moldova atât timp cât există o mare presiune a Estului, a Rusiei, într-o republică în care Transnistria are un statut special, dorești sau nu dorești, într-o Republica Moldova cu niște minorități bine, haideți să spunem, dispuse geografic, una este în sud, este vorba de regia autonomă găgăuză, una este rusofonă în partea de nord,
Și atunci ar trebui să gândească Uniunea Europeană mai atent atunci când condiționează, pentru că această condiționare poate determina la un moment dat populația să piardă încrederea în Uniune, să uite mai mult pe partea estică, și a doua s-ar putea să se inducă și starea că atâta timp cât avem o legătură cu Moscova în sensul celor 500.000 de oameni care lucrează la Moscova și care asigură veniturile și care sunt destul de substanțiale în Republica Moldova. Deci este periculos pentru... Opinia mea este că atunci când criticăm ar trebui să ne uităm și spre noi, spre un pic de autocritică. Cred că aici Uniunea Europeană chiar a greșit în sensul exact acela al comunicării. N-a exprimat foarte bine pentru ce se pune sub semnul întrebării. Exact. Da. Pentru faptul că dorește să aibă niște proiecte foarte concrete, să știe unde vor merge banii respectiv. Nu pentru simplu că fapt că, uite, nu-mi place cum arată scena politică la voi la Chișinău, nu ne va acordăm încredere și ca atare nu vă mai dăm bani. Și mai important este faptul că se amână. Deci nu s-a pus că nu se asigură, ci se amână decizia alocării. A făcut-o și România, dacă nu greșesc, în anul 2015, când Dragnea era premierul Cioloș. Și atunci a fost așa un fel de șoc și am stat și mi-am pus întrebarea, e bine să faci așa ceva? Probabil că mecanismele politico-financiare, mecanismul funcționează în acest gen, dar eu spun de fiecare dată să fim atenți. Bun, președintele Dodon, să trecem la al doilea președinte, președintele Dogan, Trump sau Putin, care doriți dumneavoastră? Păi eu zic să trecem la domnul Trump, pentru că a fost eroul ultimelor 7 zile de când nu ne-am văzut. Domnul Trump are o multitudine de întâlniri, ceea ce nu e foarte rău. Problema este că de fiecare dată tot se întâmplă ceva senzațional, senzațional în sensul în care nu suntem obișnuiți să vedem asemenea ieșiri la nivelul leadership-ului Statelor Unite. Și aș propune să începem cu întâlnirea dintre domnul Trump și domnul Lavrov. Vorbiți despre poze sau vreți să vorbiți despre altceva? Știți, da, vă provoc în sensul în care știți că mass media a scos, a adus în atenția publicului figurile, da? Adică nu exista crispare nici pe ministrul de externe al Rusiei, nici pe președinte Trump, nici pe consilier, toată lumea era foarte zâmbitoare. Eu sunt totalmente de acord, chiar dacă se discute probleme de război, nu trebuie să discute cu niște fețe încruntate, dar așa, atât de multă jovialitate dădea nota că nu există tensiune mare, personală, între instituțiile prezidențiale ruse și instituțiile prezidențiale americane. Pe partea cealaltă am văzut totuși o reacție dată de mass media, transmisă de la Birou Oval, de genul, noi am știut că pozele sunt niște chestiuni care rămân în interiorul instituțiilor, nu că vor fi puse foarte repede în media. De obicei am zis că la Casa Albă este prezent doar fotograful oficial al Casei Albe care pune după aceea la dispoziție pozele. Ei, a fost acceptat și un fotograf oficial de la Kremlin, care, bineînțeles, a spus n-am avut nicio interdicție și am publicat. Nu asta cred că e important. Vrea să spuneți altceva despre discuția întâlnirea cu Lavrov. Da, a fost o discuție extrem de amiabilă și poate că, într-adevăr, domnul Trump ar fi trebuit să fie un pic mai reținut, fie și pentru faptul că domnul Lavrov a venit însoțit de ambasadorul rus la Washington, domnul Kislyak, da? Domnul același domn Kislyak, căruia domnul Trump îi datorează pierderea generalului Flynn din colectivul consilierilor săi, o pierdere importantă, zic eu. În același timp, aș vrea să amintesc scandalul care a urmat ulterior acestei discuții, în care se presupune că domnul Trump i-ar fi divulgat domnului Lavrov anumite informații pe care le primise în rapoartele pe care le primește din partea serviciilor secrete și cu care s-ar fi lăudat. Cert este că ceea ce a apărut în media nu sunt informații despre care să nu se fi știut. Astfel de discuții au existat încă din luna martie privind posibilitatea ca Statele Unite să interzică prezența laptopurilor la bordul avioanelor. Ele pot fi cel mult puse în cala de bagaje.
se știa deja și s-a vorbit foarte mult chiar la televiziunea Al Jazeera despre amenințările din partea ISIS, cum că se vor folosi gadgeturile IT pentru posibile atentate pe avioanele, pe zborurile spre Statele Unite. Deci, ca atare, nu putem spune că domnul Trump ar fi divulgat cine știe ce informații clasificate. Problema care se pune și care mie îmi ridică niște semne de întrebare este faptul în care procedează domnul Trump. Domnul Trump, ne amintim, am discutat la una din emisiunile anterioare, între desert și cafea, i-a spus omologului din China, domnului Jinping, că tocmai a bombardat Siria, așa cum nu știe câte exact, 58-59 de rachete Tomahawk. Iată că acum domnul Trump vine din nou și are o abordare similară într-o discuție prietenească cu domnul Lavrov. La un moment dat, domnul Trump îi spune, știi, eu am un serviciu secret foarte bun, nici nu mă îndoiesc că domnul Lavrov nu știe lucrurile astea. Și iată ce îmi spun ei mie în rapoartele cu care mă informează. Ceea ce mie îmi denotă un pic de imaturitate, chiar mai mult decât politică, la domnul Trump. Acum, analiza personalităților este făcută în general prin ceea ce este zona descriptivă, deci cineva să-ți vorbească despre cineva care l-a urmărit, cineva sau l-a monitorizat sau cineva care a lucrat, și apoi poți să analizezi o personalitate și prin deciziile pe care le ia. Mi-ați trimis un link și am citit un articol despre inconsecvența domnului Trump. Nici nu știu dacă era nevoie cineva să facă radiografia, dar noi avem o problemă cu domnul Trump și de aici și întrebarea, pentru că deciziile unui președinte, cum este președintele Statelor Unite, deciziile produc efecte așa ca piatra în plan mondial. Deci este important să avem certitudinea că discutăm cu o persoană consecventă, serioasă, avem nevoie și de curaj fără nicio discuție, sunt momente în care trebuie să decizi cum a fost, eu știu, utilizarea rachetelor pentru a lovi unele facilități din Siria, de unde s-a presupus că ar fi fost lansate, da? Sau facilitățile au creat posibilitatea utilizării armelor de mici remasă. Dar, revenind la domnul Trump, mie mi se pare că această inconsecvență este zilnică aproape, adică astăzi poate să spună despre sistemul de sănătate propus că este amazing, da? Este fantastic, este ceva nemaipomenit. Mâine vorbește despre Germania și ne spune că să-și vadă de treabă liderii și să gândească faptul că sunt datori la NATO cu câteva zeci de miliarde de euro pe care nu i-au investit în sisteme de apărare, ca după aceea să spună că Germania este un partener de încredere, noi avem o legătură specială, chiar ne dorim, ca după aceea să nu strângă mâna doamnei Merkel, ținându-se într-o poziție, făcut o comparație cu președintele Egiptului, Assisi, parcă o cheamă, modul în care i-a strâns mâna, de câte ori au făcut pozele, bătându-se pe umăr, și răceala pe care a arătat-o doamnei Merkel. Apoi, o să vă las să vorbiți și despre relația cu Erdogan, nu vreau să-i vă iau subiectul. Și despre Coreea de Nord. Da, exact, da, bun. Așa, dar vreau să-mi merg. China este dușmanul nostru de moarte pentru că exploatează piața financiară, da? Adică este contributor în devalorizarea, în pierdere din valoare a dolarului, da? Ca după aceea să spună, domnule, este greșit. China este, de fapt, un partener de încredere. Noi, împreună cu el, dialogăm pentru ceea ce înseamnă ține sub control a Coreei. NATO este obsolet, da? Adică, domnule, nu avem ce să facem cu el, ca după aceea să vină să spună, noi este cea mai puternică alianță, noi ne bazăm pe ea, noi suntem contributori, adică, ca să nu mai vorbesc încă o dată despre, uitați-vă, concedierea șefului FBI. Adică decizii intempestive comunicate așa între două deserte, cum spuneați, între două feluri de mâncare. Între două meciuri de golf. Da. E întrebarea, ce se întâmplă cu președintele? Și mai ales, vedeți, discutăm despre un președinte care ia decizii propuse de un grup restrâns de consilieri. Deci nu avem aparatul președintelui. Țin minte că și la conferința de la București săptămâna trecută se discuta despre o chestie incomplet. Și numai că este incomplet, am înțeles că sunt personalități care sunt curtate și care ezită să accepte un asemenea job, spunându-ne astăzi președintele vrea una sau gândește una. Care este
explicația. Haideți să vedem. Putem explica de ce avem asemenea comportament? Domnul Trump este un om care, cum bine știm, a fost, cum s-ar zice, pe cont propriu. A un important om de afaceri care, în general, s-a bazat pe managerii pe care îi avea consilieri în jurul său, dar deciziile au fost la el întotdeauna. Cam așa se întâmplă aici, pentru că vedem de fiecare dată domnia sa face o declarație, amenință că se duce, îi șterge de pe fața pământului pe cei de la Fenian, după două zile mai reevaluează și zice că, da, mă rog, Kim Jong-un e de fapt un lider foarte bun pentru coreieni, că iată, e o diferență între cum erau înainte, cum sunt acum, că de fapt pe undeva el îi înțelege temerile și izolarea și mai observăm mai grav că, iată, ambasadorul Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite preia din mesajul domnului Trump și spune că da, ce să faci? Domnul Kim Jong-un e un tip un pic psihopat, dar trebuie înțeles pe undeva din ce cauză este așa, pentru că e înconjurat de foarte multă lume care îl trădează, care îl sapă, care ca atare. La domnul Trump cam așa se întâmplă lucrurile. El spune o, hai să spunem, ghidușie, după care vin consilierii săi, îi spun, domnul președinte, stați că nu e în regulă, că bulversați toată planeta. Apare un comunicat, de obicei, din partea Casei Albe, în care se reformulează cumva, se îndulcește gafa președintelui, după care domnul Trump iarăși revine. Pentru că așa s-a întâmplat în povestea cu domnul, cu concedierea, cu demiterea domnului James Comey. Domnia sa a spus că l-a concediat printr-o scrisoare fără să-i dea niciun fel de explicații, pentru că îl întrebase, și aici o să discutăm mai aplicat pe chestia cu emoționalul, domnia sa, se presupune, spun surse care au participat la întâlnirea respectivă, că domnia sa l-a întrebat la prima întâlnire cu greii din servicii și armată pe domnul Comey dacă este loial și domnul Comey a spus da, este loial Statelor Unite. Perfect. Drept pentru care domnul Trump a insistat și a spus că vreau să știu dacă mi-ești loial mie, nu Statelor Unite, nu vorbim aici în abstract. Mie îmi ești loial? După care domnul Comey iar a încercat să o îndulcească și a zis, știți, eu sunt ofițer, eu sunt dedicat unor principii, eu te-am întrebat ceva foarte clar și bănuiesc că ne dăm seama cam cum are loc o astfel de discuție, pentru că l-am văzut pe domnul Trump în The Apprentice, nu în Ucenicul, cam cum își pune întrebările. Cred că aceea a fost un moment în care domnul Trump i s-a părut ceva în regulă. E o persoană emoțională, faptul că nu a fost asigurat direct de loialitatea și, hai să spunem, obediența șefului FBI, iată că pe domnul Comey l-a costat postul. Problema se pune așa. Domnia sa a ieșit cu o declarație. Ulterior, consilierii domniei sale au încercat din nou să îmbunătățească lucrurile și au spus că stați, că lucrurile n-au stat chiar așa. Că domnul James Comey, de fapt, a cerut niște fonduri în plus pentru investigația referitoare la legăturile dintre Trump și Rusia și alegerile prezidențiale. Oricum, aici o pauză. Ancheta nu se încheie. Ancheta nu se încheie. Locțitorul, da, adjunctul șefului FBI a declarat că ancheta este în derulare și nu se va opri până când nu se clarifică ce s-a întâmplat. Adică președintele Trump nu are rezolvat ceea ce probabil că și-ar fi dorit, presupunem că și-ar fi dorit să se încheie această... Că de fapt a existat încheta. O întrevedere cu domnul Rosenstein și în urma căreia acesta i-ar fi sugerat lui Trump că ar fi totuși ideală schimbarea șefului FBI, dat fiind că vine dintr-un cabinet vorbim anterior. Vorbim despre șeful justiției, da? Ca să înțeleagă telespectatorul. Așa.
Știți ce? Scuzați-mă, lucrurile păruseră să intre pe făgașul oarecum normal. Adică domnul Trump s-a consultat, a luat niște decizii în cunoștință de cauză. După care domnul Trump din nou a insistat și a zis că nu este adevărat, el singur a luat decizia aceea. Deci constat că domnul Trump vrea să fie copilul teribil al politicii. Problema care se pune, vă văd zâmbind, problema care se pune este destul de periculoasă, pentru că între un lider autoritar cum este Putin, dar un lider cu educație, atât pentru ceea ce înseamnă securitatea și pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea unor strategii, adică să-ți stabilești niște obiective și să ai o strategie pentru a le atinge, sau un lider cum este Erdogan, care este un lider autoritar și care a căutat să determine, eu știu, națiunea turcă să schimbe sistemul politic, da? Adică să treacă de la un stat laic către unul religios, să treacă de la o republică parlamentară, să spunem, la una prezidențială, prezidențială, deci nu semi, nu vor mai avea prim-ministru, dar care știe, sau chiar dacă avem critici la adresa comportamentului, dorește să vadă Turcia, nu știu, un jucător în zona Orientului Mijlociu, și constatăm că avem un președinte al Statelor Unite care nu se erigează într-un autoritarist, da? Dar deciziile pe care le ia sunt unilaterale, sunt personale, consilierii pe care i-a le sunt puși doar să cosmetizeze dacă s-au făcut gafet. Și punctul numărul 2, referitor la Statele Unite, este faptul că președintele nu este consecvent. Eu sunt totalmente de acord să nu fii consecvent într-o decizie pe care consider, sau pe care ai luat-o și consider că este greșită, da? Este nevoie să te oprești, să faci o altă analiză, consilierii să-ți spună și să iei pe alt drum. Președintele este inconsecvent, ați dat câteva exemple, adică inconsecvent în percepția despre lider, inconsecvent în fapte, inconsecvent în ceea ce înseamnă relații, inclusiv relația cu Rusia. La ce ne putem aștepta? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, mâine, poi mâine, mai lansează niște rachete cine știe unde. Sunt necesare, nu sunt necesare. România, vedeți, România are foarte multă încredere în Statele Unite și relațiile româno-americane sunt bune, planul militar, politic și așa mai departe. Poate în economic suntem într-o zonă mai puțin dezvoltată. Dar deciziile, și ați dat un exemplu, lungesc un pic paranteza, dumneavoastră a spus, domnule, ambasadorul Statelor Unite la ONU a preluat din mesajul președintelui. Oricare angajat al administrației prezidențiale este obligat să vorbească ceea ce vorbește președintele. Care este postura unui ambasador care astăzi spune trebuie să impunem sancțiuni și solicităm și Rusiei și Chinei să fie de acord să impunem sancțiuni și să constrângem Coreea să înceteze dezvoltarea unui program nuclear, așa este, da? Și omul este conștient, consecvent și așteaptă niște efecte pentru că vede pericolul și după o săptămână el trebuie să-și schimbe discursul și să spună, știți, președintele nostru a reanalizat personalitatea respectivă și cred că ar trebui să găsim... Nu este în regulă. Mâine, păi mâine, auzim orice ambasador dintr-un stat că s-a schimbat politica. Ce părere aveți? Adică să ne fie teamă, încerc altfel, să ne fie teamă sau să spunem, ok, până când... Nu trebuie să ne fie teamă, trebuie doar să urmărim cu foarte mare atenție ce se întâmplă pentru a încerca să înțelegem. Chiar și noi aici, în acest moment, mai mult ghicim din derularea evenimentelor și dacă vă amintiți, vorbeam, cred că acum două emisiuni, dacă nu chiar emisiunea trecută, despre faptul că, iată, Sochi, Kremlinul au devenit un fel de meca a politicii internaționale la care se duce toată lumea. Și chiar acum câteva zile, făcând o trecere în revista întâlnirilor de la Kremlin, am observat cu oarecare surprindere că de fapt există o foarte clară paritate. Liderii cu care s-a văzut Trump de la instalarea în funcție s-au văzut ulterior și cu Vladimir Putin. Ceea ce mie îmi sugerează, ca să fiu foarte sinceră, faptul că majoritatea leadership-ului mondial în acest moment nu prea înțelege absolut nimic din ce se întâmplă. Este bulversată comunitatea internațională de inconsecvența domnului Trump și atunci, chiar dacă nouă ni se pare ilogic, oamenii ăștia se duc la Vladimir Putin, așa, și încearcă să aibă niște discuții bilaterale în ideea că poate știe Rusia mai mult.
Păi avem un exemplu în relația președintelui Erdogan cu președintele Trump, da? Se declară, președintele Trump declară că este un susținător al președintelui Erdogan și că acțiunile pe care le desfășoară și relația și comportamentul NATO este de apreciat. În același timp constatăm că Germania este acum un pic refractară. Modul în care Turcia a tratat Germania atunci când a fost campania pentru, campania pentru referendum, pe partea cealaltă, incidentul de la Icirlik, atunci când parlamentarilor germani nu a fost permis să viziteze baza respectivă, chestiuni de genul Germania, pentru că în presă mai apar, Germania intenționează să-și disloce într-un alt stat forțele aeriene care acționează pentru lupta împotriva terorismului. Această poveste, sincer, eu am spus de fiecare dată că trebuie analizată în profunzime, dar această poveste care se tot înnoadă vis-a-vis de focoasele nucleare care sunt aici în Icirlik și că trebuie găsită o altă bază militară dintr-o țară membră NATO pentru că ceva nu este în regulă acolo, adică vedeți, dumneavoastră, este surprinzător președinte și este surprinzător pentru, repet încă o dată, pentru faptul că Obama, în anul 2014, când Rusia a invadat Crimeea, s-a dus la Varșovia și a spus următorul lucru. Garantez o inițiativă de reasigurare a Europei. Congresul va aproba și va asigura forțelor armate $1 miliard în fiecare an pentru ceea ce înseamnă întărirea zonei estice a Alianței. Da? Bun, acest enunț s-a transformat într-o hotărâre de congres în câteva luni. Această hotărâre de congres s-a transformat în câteva operații militare, dintre care Atlantic Resolve, care este desfășurată în Europa, foarte rapid. Cuvântul președintelui a contat enorm, pentru că din 2014 avem în fiecare an cheltuiți de către Statele Unite $1 miliard, e adevărat, pentru transportul sau rotația trupelor de pe continentul american în Europa, dar și în investiții care se întâmplă în Cogălnicianu în România, în Cincu în România, la Galați în România, în unele zone din țările baltice, în Polonia. Faptul că acești soldați, câte un batalion este dislocat, cum avem și noi acum pentru un an de zile dislocați în Galați, adică un președinte când face un enunț se transformă într-o acțiune, iar acțiunea se transformă într-un efect. Ce vedem la președintele Trump, de foarte multe ori sunt efecte surprinzătoare, adică facem de fiecare dată, wow, am mai zis-o și pe asta, și apoi vedem că, sau așteptăm să vină comunicatul de presă spunând, stați puțin, nu, președintele n-a fost documentat sau președintele s-a manifestat emoțional. Nu este în regulă așa ceva, adică încrederea statelor este într-un alt, încrederea în statele noastre este determinată de încrederea în conducători, în instituția președintelui, guvernului, parlamentului, statului respectiv. Noi avem încredere în parlament, avem încredere în guvernul Statelor Unite, dar atunci când discutăm despre președinte, noi doi, știți ce spun, dar trebuie să analizăm cât se poate de serios că președintele este un permanent, cum am spus, copil năstrușnic. Copil teribil al politicii mondiale. Da, nu este în regulă. Nu este în regulă pentru că aceste slăbiciuni pot fi exploatate foarte ușor de către adversari politici din interior, haideți să spunem că pot și din interior, dar din și exterior, din exterior. Pentru că este ușor, da, se creează o stare de disconfort, cum am spus mai devreme, foarte frumoasă expresia. Adică mergem la domnul președinte Trump, discutăm, ni se pare că ar fi ceva, dar pentru confirmare ne ducem la Moscova. Unde avem un lider extrem, cum ați spus, extrem de rece, stabil și consecvent în ce a spus în ultimele două decenii de când e la cârma Rusiei. Trebuie să lăsăm pe domnul Trump, că nu putem să-i dedicăm toată emisiunea. Speranța noastră este că își va dezvolta acea cultură de securitate. Mi se pare extrem de important. Și doi, speranța este că acei consilieri vor fi persoanele care vor spune, domnule președinte, exprimăm rațiunea Statelor Unite, pentru că Statele Unite ca și federație, ca și stat, nu sunt emoționale. Statele Unite sunt o federație care gândește interesele în mod rațional și le urmărește, se manifestă pentru ele. Deci avem un paradox în Statele Unite. Erdogan sau Putin? Erdogan, dacă Erdogan, tot vorbim, încercăm să ne distanțăm de domnul Trump, dar iată că nu prea ne iese, că domnul Erdogan, după ce a încălcat de 141 de ori
da? Teritoriul aerian al Greciei tocmai s-a văzut cu domnul Erdogan, iar domnul Erdogan, fără să țină cont, din punctul meu de vedere, care este exact situația de securitate în regiune. Domnul Trump, fără să țină cont care este situația securității în regiune, ci doar încercând să mai arunce o piatră spre Berlin, dat fiind că, așa cum ați spus, relațiile sunt din ce în ce mai tensionate între Germania și Turcia, a venit și s-a declarat marele prieten al domnului Erdogan și a spus că alianța dintre Turcia și Statele Unite, dar mai ales alianța de prietenie între domnia sa și Erdogan, este una imbatabilă. Da, domnule, vedeți, noi avem o problemă acum în Europa, asta este părerea mea, și am să mă declar, sau cum, am să încerc să expun cât se poate de rațional. Nu avem niciun drept să comparăm niciun lider care conduce astăzi un stat european sau de pe orice planetă cu Hitler sau cu Stalin. Pentru că probabil că distanțele sunt foarte mari. Dar aș vrea să vedem un pic jocul pe care îl fac unii lideri. L-a făcut și președintele Putin și îl face astăzi și președintele Erdogan. Adică primul lucru pe care l-au făcut cei doi pe care am enunțat mai devreme, Hitler și Stalin, a fost să caute fisuri în zona alianțelor, în zona uniunilor, în zona înțelegerilor, așa până încât în fisura respectivă să poată introduce disensiunile, de așa natură încât să știe că acel bloc nu mai este funcțional. A fost primul punct. Al doilea punct a fost politica pașilor încet. Adică astăzi discutăm despre faptul că am dorit să atașăm Alsacea și Lorena. Mâine mi se pare că am avut o reacție din partea Austriei care spune, știți povestea, da, că ne declarăm germani, păi mâine considerăm că Sudeții ar trebui să vină din Cehoslovacia, dar Sudeții ar trebui să vină către Germania pentru că populația dorește, și apoi încet, încet se somnează și protocoalele secrete, Ribbentrop-Molotov. E același lucru, mi se pare că se întâmplă astăzi, adică eu am văzut o Turcie, oricum, vă spun sincer, noi avem relații economice și politice și tradiție cu Turcia, dar pe zi ce trece mă întreb dacă avem un partener pe care ne putem baza la Marea Neagră, pentru că Marea Neagră este acum închisă. Este închisă în sensul în care puterea navală este la Sevastopol, este puterea Rusiei. Turcia nu are o politică de deschidere a strâmtorilor și nu dorește să schimbe tratatul de la Montreux ca să spună le pot intra și alte formațiuni, pentru că de ea depinde. O vedem într-o foarte bună președinte, într-o foarte bună relație cu președintele Putin, constatăm că își poate permite să aducă în atenție, nu știu, să trezească, parcă își dorește să trezească un conflict între Grecia și Turcia, între o țară care, fără nicio discuție, este țară membru NATO, Cipru este o problemă veche, este administrativ separat, avem un Cipru grecesc și un Cipru turcesc, adică într-o alianță în care noi avem nevoie de unitate pentru că se manifestă Rusia, noi constatăm că președintele Erdogan caută să slăbească alianța. Asta este percepția pe care o am. Poate și Grecia greșește, pentru că dacă ne uităm la Grecia euroatlantică, da? Caută să dezvolte niște relații speciale și ea cu Rusia, pentru că și-a căutat să împrumute niște bani, așa este, după aceea s-a pus problema mai mult a Ciprului, să pună la dispoziție niște zone de prospecțiuni geologice pentru energie, ziceți, pentru petrol și gaze. Adică, cum să-l vedem pe președintele Erdogan? Cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să-l luăm în considerare aici e faptul că, iată, vedem divergențe apărând ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele decenii, divergențe foarte clare între două state membre NATO. Și în condițiile în care nu vine nimeni să-i tragă de mânică și să le spună, fraților, nu e în regulă ce faceți, pentru că și așa lumea este destul de scindată și lucrurile sunt destul de tensionate la nivel mondial. Deci chiar sincer de certurile voastre mici aici, în plan local, n-am avea nevoie. Am observat că domnul Trump a făcut altceva, a ținut partea fățiși unei țări în povestea asta, lucru care nu mi se pare ok. Aștept cu foarte mare interes să văd care va fi poziția domnului Trump în cadrul summitului NATO.
Aici, vedeți, am să fac o speculație. Mi-a venit acum și trebuie să o fac. Am încercat să văd câteva lucruri care s-au produs în perioada crizei monetare, crizei financiare a Greciei și trebuie să recunoaștem că planul pentru întreaga Europa, pentru salvarea Greciei, a venit din partea Germaniei. Germania rămâne în continuare cu anumit gen de afinitate pentru salvarea și pentru relația pe care o are cu Grecia. Cred că sunteți de acord cu mine. Mai mult, am să spun și din atunci am rămas surprins de ce reducerile bugetare nu au afectat și bugetul apărării Greciei în perioada respectivă, pentru că a fost o perioadă de reduceri drastice ale bugetului. Și am văzut că, de fapt, erau niște contracte ale industriei germane de armament cu Ministerul Apărării din Grecia și era vorba de livrare de blindate. Și nu se putea ca cel care produce să nu primească banii pentru produsul respectiv și Germania a creat presiune pe orice, pe sănătate, pe educație, dar nu pe apărare, a fost lăsat. Asta este prima chestiune. Mie mi se pare că Turcia parcă ar vrea să, nu-i cuvântul potrivit, parcă ar vrea să agațe fiecare țară care are o relație mai specială cu Germania. Adică percepția pe care o am eu este că Turcia lovește aici și acolo, dar lovește în detrimentul Germaniei. Nici Statele Unite, eu rămân în continuare cu percepția că nici Statele Unite, prin președintele Trump, încă n-au înțeles și nu sunt convinși că Germania trebuie să aibă sau are un rol extrem de important în Europa după decizia Marii Britanii de a se retrage. Adică noi avem nevoie de o țară puternică și un lider în Europa care să ducă Europa spre ceea ce ne dorim noi, întărirea unității, reglarea sistemelor economice, și mai departe. Parcă nu s-ar dori. Adică președintele Trump parcă se uite să sprijine întotdeauna pe cineva care este dușmanul Europei. Nu neapărat. Aici cred că e mai degrabă vorba de politica pe termen lung a domnului Erdogan. Cum am mai spus, domnul Erdogan dorește să fie liderul lumii sunite din Orientul apropiat. Se pare că relațiile sale într-acolo converg, strategia sa într-acolo converge, este foarte interesat de discuțiile pe care le-a avut Trump cu Arabia Saudită, cu Emiratele Arabe. Acolo se fac contractele de vânzare de armament, acolo se pun bazele noilor contracte de colaborare în domeniul armamentului. Nu știu dacă în acest moment noi chiar reprezentăm vreo miză pentru Turcia, din păcate. Noi, România, dar v-am zis, am rămas surprins când am văzut provocarea la adresa Greciei. E o țară care trece printr-o criză financiară, fără nicio discuție. Este o țară ca mărime incomparabilă cu Turcia, incomparabilă și ca potențial militar. Și nu văd de ce am avea nevoie astăzi, când noi toți discutăm despre faptul că în partea estică a alianței este nevoie de coeziune, este nevoie de unitate, este nevoie de efort. Să avem așa ceva. Al doilea lucru, trebuie să recunoaștem că Grecia este una din statele care preia pentru Europa fluxul imigranților. A făcut un efort financiar și un efort și social, da? Pentru tot ceea ce a însemnat, vă amintiți, Lesbos și tot fluxul de imigranți care nu s-a dus pe Italia, a venit spre Grecia. Adică, ce se urmărește? Pentru că aceste 141 de ieșiri necontrolate de violări de spațiu aerian, de prezență navală, pentru că a fost și o prezență navală în apele teritoriale ale Greciei, a unor nave de război turcești cu armament și muniție la bord, care au staționat în apele teritoriale în jur de 20 de minute. Care este scopul? Dați-mi voie să fac o speculație fără a avea nicio probă. Acele zboruri au venit, din câte știu eu, între întâlnirea domnului Erdogan cu domnul Tsipras și a domnului Tsipras cu domnul Putin la summitul pe transporturi de la Beijing. Și dacă am avea detalii din ce s-a discutat acolo în spatele ușilor închise, poate că am avea și o explicație mai în extensă. Emisiunea s-a încheiat. Cred că n-am calibrat foarte bine timpii, dar este important că am încercat să aducem atenția telespectatorilor un profil psihologic, să spunem, acelor trei lideri. Domnul Putin a rămas neanalizat pentru că am făcut-o de foarte multe ori și cred că domnul Putin va fi subiect de abordat și în emisiunea următoare, când vrem să discutăm puțin despre ce se întâmplă cu acest cyber war. Adică, de ce am avut noi săptămâna trecută aceste atacuri concentrate și concertate. Unii spun că vin din Rusia, alții spun că au venit din Coreea, s-ar putea să fi venit din ambele părți și care au avut ca și ținte
multe din sistemele bancare, sistemele de sănătate și în România au fost, noi n-am prea fost obișnuiți cu ideea să fim atacați cibernetic, dar și România a fost atacată, câteva instituții ale statului au fost atacate, unele bănci au fost, sistemul a fost paralizat pentru câteva ore. Deci vom discuta despre președintele Putin cu siguranță într-un alt subiect, cel al cyberului sau cine știe, pentru că și președintele, trebuie să recunoaștem că și președintele Putin este o persoană surpriză de foarte multe ori. Încheiem emisiunea, nu avem ce să facem. Mulțumesc, doamna Gabriela Ioniță. Mă bucur, stimați telespectatori, că ne-am întâlnit cu dumneavoastră din nou. Nu mai fac promisiuni pe termen lung, pentru că este riscant. Evenimentele care se produc în lume ne determină de fiecare dată să analizăm ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și la ce să ne așteptăm. Vă dorim tot ce este mai bine în lume și pe data viitoare.